Da. Și pe Instagram la Milu Conară puteți să trimiteți mesaje, avem poze frumoase. Deci lumea e un pic lumea. Știi, sunt diferite genuri de oameni. Unii, este foarte simplu. Unii deschiși la cap care înțeleg, da, domne, este foarte e o relație simplu. Deschisă. Da, exact. Apare un copil foarte bine să fie primit, Doamne ajută, e un dar de la Dumnezeu. Exact, ei noi am încercat, asta, nu s-a putut. Și ca alții să nu mai fie... conservator, bă, nu-i păcat. Adică afară le-au găsit niște denumiri de asta cosmopolite. Păi nu, alții care, ca alții care comentează ar trebui să se pună în locul meu sau în locul nostru, sau poate că nu au copii, sau dacă au și au o familie în care sunt certuri tot timpul, sau, nu știu, contraziceri, da, și alte lucruri, dacă ei bine... preferă să trăiască așa, sunt bineveniți să trăiască așa. Noi avem dreptul la libera noastră alegere. Noi am ajuns la concluzia că este mai bine așa, că ne înțelegem mult mai bine așa. În momentul în care trebuie să facem ceva pentru copil, vom face împreună acel lucru pentru copil, dar... Să dea Dumnezeu să găsiți resurse și maturitatea necesară. Tocmai pentru că suntem maturi, nu suntem absurzi. Să nu simtă copilul... Că el când e mic nu înțelege relația modernă, știi? Nu prea înțeleg copiii relațiile moderne. Și vrei știu să... cum am ajutat. Nu, suntem într-un an în care divorțurile sunt așa, pe bandă rulantă, se modernizează care... societatea. Exact, de voi depinde și aveți cu atât mai mult nevoie de maturitate și o responsabilitate mult mai mare decât a unei familii normale. De ce să se trezească în tot felul de scandaluri și în tot felul de circuri și alte nenorociri? Nu, eu mai pe Cristin văd se mai ceartă oameni, na. Un băiat absolut responsabil și sunt convins că va face tot ce se poate. Mai ales că mi-a spus că a existat dragoste din ambele părți și că încă există. Dar el face săracul, a tot făcut și până acum și tot o să facă. Deci tu ești nebun. Nu, mă refer la diverse lucruri de care... Eu câteodată mai înțeleg și greșit. Nu, dacă mă apucă vreo poftă sau dacă mă apucă vreo nebunie sau dacă... El este lângă mine și asta... Dar mai ales care... că apucă câtă nebunie sunt, nu, sunt oameni în orașul care te-au mai cunoscut și care zic că tu ești rece, așa e, suflet de viață. Sunt hormonii. Atât. Toată viața a fost însărcinată. Hai hormonii de 20 de ani, așa. Oameni care te-au mai cunoscut, au zis, băi, cam rece fata, adică cam șarpe, așa. E, atunci când o să-i văd, o să le ofer așa multă căldură, căldura focului din tot sufletul. Deci nu te consideri așa, nu? Cum te-ai caracterizat tu pe tine așa? Ai, mamă, zi tu. Calină, așa este? Sună-i-o pe aia să cine zice? Cine zice? Deja vezi, ai intrat în cap acum, că cine știe cine... A apărat-o, dar n-am mai putut critică. Nu, că acum nu ceream părerea băieților, ceream părerea ta. Cum te autocaracterizezi tu? Din punctul ăsta de vedere, al sentimentelor. Ești rece, calci pe cadavre? E frig aici la voi. E răcoare și de asta m-a luat așa. Nu, deci să fie... Are lumea dreptate. Nu are dreptate nimeni. Nu este adevărat. Chiar nu este adevărat. Serios. Și dacă mi-e dat să fiu singură, să fiu singură. Extraordinar. Uite că acum nu o să mai fiu singură. O să am un bebeluș cu care o să... Socializez. Cu care nu o să fiu rece. Cu care nu o să fiu rece. O să fiu foarte caldă. Și aia sunt ceachi. Este ceachi. Mare ceachi ce este. Direct cu centura așa. Da. Și pentru că tu ești tatăl copilului, o să iasă Jackie Chan. Jackie Chan. Băi, gata. E pe panoramă la noi, dar nu facem. Nu facem mișto pe seama unui sufletel nenăscut. Nu. Da. Dar, na. Situația este una... Și așa a zis doamna doctor că este cam agitat pentru vârsta lui. Agitat, nu? Nu știu ce să zic. De la sac. Să nu zică lumea că n-am vorbit ceva serios. Cum e sarcina? Evoluează ok? Evoluează foarte bine. Foarte bine. A trecut de la canta la procedere. Cum? Da. E adevărat, contează și tatăl. Da. Deci totul e în paralel.